Se distrează lumea. Ia să vedem cum se distrează lumea aici așa. Pe data de 22 ianuarie 2011 avem aici la lacul Baskov. Ia uitați ce frumos ninge. Ce se întâmplă la pădure? Un domn pescuiește din barcă, nu? La babușcă, da? Se dă aici. Pasiunea e foarte mare pentru dumnealui. Ia. Așa. Nu știu, cred că rezistă. A început să ningă. Peisaj de vis. Aici. Băieții care mai fac treaba pricepuți sunt cei doi de acolo. Și băiatul de aici care de la lanseta. 4 metri cu lisanta. Băieții din față dau la beții mai mult de 6-7 metri. Apoi ponton. Nu ați luat bățul, stați decât să vă uitați? Nu ați luat bățul, stați decât să vă uitați? Da. Am înțeles. Trebuia să pescuiți. Nu vă deranjează, nu dacă apăreți pe YouTube. Foarte bine, ne bucurăm. Am zis să facem o filmare iarna aici. Pescari în plină acțiune aici la Pitești. Avem și pe domnul Dan aici. Domnul Dan care își va face magazin de pescuit în Ștefănești Argeș, prin Ivan Gabriel. Ia denunțe. Ai ieșit ceva la tigaie în seara asta? Ce le urezi la pescari pe nou anacu de 2011? Să se apuce de muscărit? Da? Cel mai important, da? Bine, mă, Dănuțe. Dar cum ai reușit tu să convinzi soția să te lase pe timpul ăsta? Are și ea pasiunea asta, nu? Foarte frumos. Avem și niște rățuși de acolo, care caută și ele mâncare. Zăpada-i pe mal, ninge frumos. Noi ne facem de lucru aici. Să vedem dacă mai băieți ceva. Am și o plută la apă, nu cred că mai văd. Și mâncat-o pește, ia să o aducem aproape. Băi, e bună ideea asta, Dane, ca să... Dacă nu mai văd pluta, să vedem dacă intră pe cameră. Să văd și eu când îmi trage. Nu se vede. Cred că a fugit peștii cu tocuie. E, muncă mare și aici, dar azi nu prea. Nu prea mănâncă el bine. Uitați, aici a înțepat băiatul. Deci mergem mai în larg. Și mai mică și mai mare. Sunt amestecate acolo, amuse. La barcă, să vedem ce se mai întâmplă. Noi am zis să mergem să căutăm un clem pe râu aici. Slăbuțe șanse. Ninge abundent aici. La Ligian, la Baskov. A face mișcare aer curat. Să vedem aici. Pe 22. Începe domnul aici așa. Să
Să aducem mai aproape. Realizăm cine este, nu cunoaște. Dar este foarte pasionat. Peștii s-au hrănit ieri, azi nu mai mănâncă. A luat Dan un pește. Ia, Dan, arată-ne și noi ce pește. Hai, te rugăm pentru camera aici. Ia. Wow, bibănușul, i-ai dat drumul? Bine, mă, Dan. E foarte mic, da? Uite, a luat băiatul acolo. Uite că era acolo la găleta. S-a zbat. S-a zbat la găleta acolo. Babuș de mărime așa. Foarte bune pe timpul ăsta. Oamenii pregătiți. Se vede peștele, nu? Și băiatul ăia. Lecțiile pregătite. Mai mult ei iau și băiatul care de aici la culisantă. E cu așteptare. Și care dă mai în larg, să vedem pluta lui. Pluta lui se vede. Trebuie să se vadă. Da, da, și acum suntem cu ochii pe plut. Asta e din larg, de la șef. Uite, a dat un țepătura. L-a ratat. Așteptăm să dea de nou. Mergem puțin pe la barcă pe aici, a? Vă mai trage acolo din când în când, nu? Ha? Mai trage acolo din când în când. Zi, mai trage acolo, nu? V-a mai tras. Trage. Chiar vreau să prind cadrul când trage. Înge foarte frumos, mai mult la poveți, așa? Uite, uite, băiatul iar a luat. De la viermișor. 2-3, spun băieții, că duc mai potrivit. Hai să urmărim pluta. Poate urmărim să vedem când trage. Să vedem trăsătura. E mai larg pluta aceasta, m-a dus nu mai aproape. Nu s-a văzut trăsătura. A tras? Nu, n-a tras. V-ai enervat și ați tras dumneavoastră. Păi da, a, că se vedea pe cameră când era dacă. Dan, tu ce mai faci acolo? Cum te simți așa în natură? Foarte bine, da? Ce faci, poluiezi? Nu mai polua. Dăunează grav sănătății. Ia să vedem.
Mă zic că e canal pe jumătate pe acolo. Că e un canal pe jumătate pe acolo. Alta care 5 metri și ceva. Acolo? Păi da. Foarte bine. Am mai luat băieții acolo, nu? Am două chile ca și noi. Așa. Domnule, vreun bibănuș, o? Nu s-a mai tras? S-a tras? Păi și pe mine numai nu-ți mă văd, dar dacă se trage, mi-a înghețat un deget. Mănușile de neopren, nu mi le dătuși mie. Eu mă gândeam să bag o muscă. Ar merge? Ne băgăm pe muscă? Păi intre apă, mă. Nu așa. Intre apă. Da, da. Se vede pluta. Urmărim-se din trăsătura. Am văzut-o? Da, am văzut-o, da. Foarte bine. Cum să-mi dă și bățul. Da, am văzut, frumos. Deci ați văzut că se prinde și babușcă, da? Pe timpul acesta. Puteți ieși la o mică plimbare. Să vă recreiați puțin acum. Vă doresc fir întins, un an nou cât mai bun. Parte de reușite.